Bună, prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu la un nou filmuleț motivațional de economisit bani. Noi ne-am întors din România și astăzi, în acest filmuleț, vreau să vedem cu câți bani ne-am întors din acest concediu, după care să vedem unde alocăm bănuții. Aici am portofelul pe care l-am avut cu mine în România și am avut bănuții aici și o să scot toți banii. Bani românești care au rămas, pe care o să-i punem într-un plic separat, o să vedeți imediat. Deci aceștia sunt toți banii românești, pe care o să-i pun deocamdată. Am uitat să-mi scot tăvița, să-mi scot și tăvița. Gata, am scos și tăvița, i-am pus în tăviță și acum să scoatem și euro, să vedem câți ne-au rămas. Aici mai am niște cupoane, niște vouchere din acelea de la benzinării de la toaletă, dar le păstrez pentru că unele sunt valabile un an de zile, iar celelalte sunt valabile 3 ani de zile, ceea ce e bine pentru că nu se știe dacă vom fi nevoiți să călătorim în România, vor fi utile. Și sunt în valoare de 1 euro. Ok. Și să vedem aici ce mai avem. Monezi mai avem. Ok. Acestea sunt mici de tot, mărunțiși. Așa că vom pune mărunțișul aici și când se strânge mai mult, îl voi pune în borcanul meu acela cu fise. Știți, acela mare, pe care încerc eu să-l umplu de ceva timp. Ok, și la fel mai am aici niște monezi pe care le-am avut cu noi de 1 euro, de 2 euro, dar prima dată să ne ocupăm de bancnote. Ok, haideți să vedem. Prima dată ne ocupăm de lei, pentru că îi vom pune separat. Bun, ia să vedem câți ne-au rămas. Să-i așezăm un pic, pentru că, da, nu sunt așezați. Nu am avut timp să mă ocup de bani deloc. Deci chiar acum îi și așez. Ok, ia să vedem. Bun, și bani românești avem 100, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 700, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 712 lei. Bun, și îi vom pune într-un plic. Din acesta voi face și un sticker ca să trec că sunt bani românești și să îi avem pentru data viitoare când vom călători. Ok, pe stickerul acesta voi trece, cred că voi trece oron. Și cred că va trebui să las puțin sticker-ul să se usuce. Da, lăsăm puțin deoparte să se usuce. Ok. Și vom pune bănuții în agenda galbenă. Am schimbat puțin agendele. Nu știu dacă vă arăt astăzi, dacă avem timp vă arăt astăzi, dacă nu, într-un alt filmuleț. Dar vom pune în agenda aceasta, cred că îl vom pune la spate acest plic, pentru că vom umbla foarte rar la el. Da, îl punem aici la spate. Bun. Ok, și aici vom pune toți bănuții noștri rămași. Mi este
destul de greu astăzi să fac acest filmuleț pentru că filmez cu GoPro și nu-mi place să filmez cu GoPro. Filmulețele de economisit bani din cauza sunetului și pentru că vede oarecum diferit față de alte camere cu care filmez eu. Este mai mult o cameră de mișcare GoPro, are și un microfon foarte sensibil. Și plus de asta nu am eu aici suficient loc, dar am vrut să filmez cu telefonul meu, nu știu ce s-a întâmplat, nu mai filmează deloc, deci nu filmează. I-am dat un restart și foarte greu și-a dat restart și da, nu știu ce e cu el, care-i treaba, cred că urmează să se strice, dar nu vreau să mă mai gândesc la chestii care se strică. O să vă povestesc eu în filmulețul de astăzi despre alte lucruri care s-au stricat odată cu întoarcerea noastră în Germania, dar da, să terminăm cu acest plic. Cred că mai lăsăm puțin stickerul să se usuce, după care îl vom lipi. Ok, și acum haideți să vedem câți euro ne-au rămas. Nu cred că banii sunt așezați pentru că nu am avut când să-i așez. Dar îi așezăm repede acum. Ok. Da, aceștia sunt așezați. Bun. Și să vedem câți bănuți avem. Avem așa. 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, deci aici sunt 1000, plus 50, 100, 2, 3, 4, 5, 6, 700, deci 1700 până acum. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, deci 200 de euro plus 200, totalul este de 1900 de euro, ne-au mai rămas din 4000 de euro cât am avut la noi. Plus, avem și monezile să le numărăm, dar acelea, de fapt, nu plus, nu. Doar 1900, pentru că monezile nu le-am calculat la cei 4000 de euro pe care le-am luat cu noi, le aveam deja puse deoparte. Dar vom număra imediat și monezile. Haideți întâi să distribuim bănuții în agende. Ok, și cred că vom începe cu agenda verde. V-am zis că am schimbat puțin în agende plicurile. Le-am organizat mai bine ca să-mi fie mie mai ușor. Și trebuie să actualizăm și balanța pentru că nu este actualizată. Ok, deci aici am avut 485 de euro. 85 de euro au fost monezi și restul au fost bancnote. Da, cred că va trebui să numărăm și monezile ca să știm să punem la loc. Deci, le numărăm acum. Bun, ia să vedem câte monezi avem. Aceasta o punem în portofelul meu. Scuze pentru zgomot, știu că se aude tare. Ok, bun, ia să vedem cu câți bani am rămas. Deci aici avem 1900 bani rămași și vom face așa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 plus 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 18, 19, 20 plus 20, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 plus 17 și avem 57 de euro în fise, iar acestea sunt de 50 de cenți și de 10 cenți, așadar le voi pune în portofelul meu. Bun. Ok, și acum putem să luăm agenda și să o vedem. Deci, la fondul de Europa Park, dacă vocea mea pare diferită, este din cauza că suntem bolnavi. De cum ne-am întors, ne-am îmbolnăvit, în special copiii și Cipri, eu mai puțin. Și da, de aceea am vocea aceasta. Ok, deci 485 minus 57. 485 minus 57, pe care deja îi avem aici. Mai trebuie să punem 428 de euro. Deci vom face, vom pune măruntul, pentru că aici va trebui mărunt, aici sunt 200, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, deci 200 vom pune aici, refacem fondurile. Mă bucur că ne-am întors cu bani, pentru că nu știam dacă ne vom întoarce cu ceva sau măcar dacă ne vor ajunge banii. Deci minus 200, ne mai trebuie 228 și vom pune, nu cred că am pus bine, că nu mai am mărunt. Atunci vom face, cred că așa, și pune una de 50 aici, deci 200 avem. Și ne mai trebuie 228. 50, 100, 150, 200, 20, pentru că nu mai am 8 euro, voi pune una de 10 euro. Ok. Bun, ia să vedem dacă e corect. Acum nu mai sunt banii așezați. Da, probleme de ale mele care nu sunt importante. Ok, bun. 50, 100, 150, 200, 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370, 390, 4 și 10, 4, 20, 4, 30, plus... plus 57, cât se află acolo, deci totalul este de 487 cu 2 euro în plus față de balanță, dar o să lăsăm așa, pentru că da, nu mai am alte fise. Bun, deci fondul acesta este refăcut. Mai departe trecem la rulantica 456, din care aici mai sunt... Aici cred că era ceva greșit, pentru că știu că am luat eu 450 din acest fond înainte de plecare și mai aveam multe de 5, după care am mai schimbat, pentru că aveam nevoie și de 5, dar erau mai mulți bani, că nu avea cum să mai rămână, trebuia să mai rămână 6 euro, dar în fine, ceva, o încurcătură s-a produs, dar lăsăm așa, bine că sunt bani. Deci avem așa 20, 30, 40, 45... și cu 1 euro 46, deci 456 minus 46, nu? Atât am zis. 3, 4, 5, 4, 6 și 410 euro trebuie să mai punem noi. Deci 410 euro. Voi schimba, că nu mai am. Deci 10, 20. Deci 410 euro. 100, 2, 3, 400. Deci 1, 2, 3, 400.
și 2 de 5. 1, 2. Bun. Și fondul acesta este complet și el este refăcut, ceea ce mă bucură foarte mult. Ok, să punem și bănuții. Sper că am calculat bine totul. Dacă nu, asta este, voi vedea eu mai târziu. Ok, și fondul cu agenda aceasta am terminat. Vom continua cu agenda roz. Ia să vedem. Aici am luat bani din fondul de... Parcă aici era... din cheltuieli diverse. Să vedem unde este. Aici este. Bun, din cheltuieli diverse am luat tot ce se află aici, 1000 de euro, și să vedem câți bani ne-au mai rămas. 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000. E bine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000. Bun, și fondul acesta este refăcut. Wow! Nu credeam că o să pot să refac și fondul acesta, dar mă bucur că am reușit. Pentru că în zilele următoare va trebui să mergem să cumpărăm ceva. Dacă ați văzut vlogul meu înainte de plecare, nu, chiar în ziua plecării, știți că s-a stricat centrala și că nu mai încălzea apă. Ei bine, la întoarcere, Cipri, nu știu ce i-a făcut la centrală, ce nu i-a făcut, dar a reparat-o. Acum centrala merge foarte bine, avem apă caldă, chiar apă fierbinte. Însă, bineînțeles că am băgat rufe la spălat, pentru că după atâtea săptămâni petrecute plecați și, na, fiind și la mare, vă dați seama că am avut multe rufe cu noi și multe rufe murdare. Așa că am spălat. În prima zi, când ne-am întors, am spălat 3 sau 4 ture de rufe. În a doua zi, la fel, am vrut să spăl rufele rămase. Am spălat 2 ture de rufe. Ei bine, când se mai bagă încă o tură de rufe la spălat, ce credeți? Nu se mai aprinde mașina de spălat rufe. Deci nu pot să cred. Știți cum e, când vine una, vin toate. Și acum și telefonul meu, pentru că v-am zis că nu mai pot să filmez, deci, na. Asta este, se întâmplă, nu putem deține controlul, dar da, mașina de spălat rufe s-a stricat, deci așa, deodată, nici măcar să-mi dau seama că urmează să se strice, să mă fi anunțat în vreun fel, să-mi dea semnale că dă rateuri sau ceva, nu. Deci a spălat perfect cele 2 ture din a doua zi pe care le-am pus la spălat și când s-o bag pe a treia, nu s-a mai aprins deloc, nici măcar butonul de start, nici o luminiță, absolut nimic. S-a uitat Cipri la ea, a desfăcut-o să vadă care e problema, dar chiar și așa mașina de spălat rufe nu a reușit să o repare. O avem de ceva ani, deci și-a făcut treaba în perioada aceasta, așadar va trebui să mergem să cumpărăm alta pentru că nu mai este în garanție. Și am decis că cea mai bună opțiune este să cumpărăm alta decât să chemăm pe cineva să se uite la ea, pentru că și dacă chem pe cineva ți-a bani numai că vine să se uite. Plus, ce mai trebuie înlocuit la ea, piese de schimb sau ceva, pentru că este ceva grav din moment ce nici măcar nu se mai aprinde. Și, da, decât să dau câteva sute de euro doar ca să mi-o repare pe aceasta, prefer să-mi cumpăr alta nouă. Dar stau liniștită pentru că bani sunt, voi lua bani de aici. Și da, nu mai este o problemă, este doar o inconveniență care se rezolvă ușor, pentru că bani sunt. Dacă bani nu erau, bineînțeles că era o problemă, un stres, trebuia să mă gândesc să fac rost de bani. Dar așa, banii sunt și vom merge în zilele următoare să cumpărăm o mașină de spălat rufe. Și da, trebuie să văd cu telefonul meu care-i treaba când vine acasă să îl pun un pic să se uite la telefon, să-i dea de capăt. Dar asta este, după cum am spus, când vine una, vin toate. Și mai ales cu genul acesta de consumabile, că și ele sunt tot consumabile, practic, nu durează o veșnicie. Durează câțiva ani, nu? Câteodată am impresia că sunt făcute să dureze un anumit timp, după care să se strice și să trebuiască să cumperi altele, pentru că, na, și firmele care produc genul acesta de produse trebuie să trăiască, nu?
Dar asta este. Bun, ne-au mai rămas 60 de euro și să vedem ce vom face cu ei, unde îi vom pune. O să vă arăt în alte zi agendele și o să vă vorbesc despre ele, pentru că nu mai am nici baterie la GoPro și nici timp să mai filmez. Bun, vom pune restul de bănuți la rechizite pentru școală, pentru că trebuie să merg să-i cumpăr și lui Edi rechizite. Deci avem așa, 92 de euro plus 50, 60 plus 60 și totalul este de 152. Și vom pune toți bănuții aici. Un pic să așez banii. De fapt, nici aici nu sunt așezați. Am pus cum i-a venit mie mai repede la mână, dar oricum îi voi cheltui, deci nu trebuie să stea neapărat așezați în plic dacă nu sunt pentru un fond de urgență sau știu eu, alte economii. Bun, să trecem și balanța. Ce-am făcut cu pixul? L-am pus aici. Deci 60, da? Asta suntem în 23. Da, 23.08 rechizite plus 60 am pus, da. Și totalul este de 152. Bun. Ok. Aici nu mai trebuie să actualizez nicio balanță pentru că am refăcut fondurile și atunci este totul în regulă. Să lipim și stickerul aici. Cred că s-a uscat și îl putem lipi. Bun, ia să vedem. Banii aceștia îi păstrez pentru următoarea dată când vom merge în România. Nu știm când va fi. Pentru că anul acesta când am fost în România, după ce am trecut granița, am avut și noi nevoie să alimentăm cu benzină și n-am avut nici măcar un leu. Noi numai euro am avut, pentru că de unde n-am avut. Și am vrut să schimbăm în Arad. Nu vă zic că n-am găsit să schimbăm bani în Arad. Deci o oră întreagă ne-am învârtit să schimbăm bani. Nu erau case sau cele care erau închise. Deci a trebuit să mergem până în alt oraș, încă vreo 2 ore și ceva, ca să schimbăm bani, să putem să alimentăm. Și m-am învățat minte, pentru că așa se întâmplă, te înveți minte doar când o pățești. Și înainte să plecăm din România, am schimbat bani special ca la întoarcere în Germania să am lei pentru următoarea dată când mergem, să nu mai pățesc ca acum, pentru că da, copiii erau obosiți, noi ne învârteam în Arad degeaba și na, după un drum atât de lung a fost jale. Ok, și tot aici cred că voi pune și voucherele pentru că nu-mi trebuiesc aici. Acestea le-am primit în Austria, deci acolo le pot folosi în Austria. Aici nu, așadar le voi pune în plic ca să nu le pierd. Și da, cam acesta a fost filmulețul nostru de astăzi. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare. Sper că v-a motivat și pe voi ca să economisiți bănuți. Iar noi ne revedem data viitoare. Vă pup, pa, pa!